am simțit nevoia de a primi mesaje importante în măsura în care acest eveniment, care nu e numai seara de care ne bucurăm acum, ci tot destinul teatrului românesc, poate fi recunoscut de marile personalități ale culturii românești. În ziua de 19 decembrie l-am sunat pe domnul Emil Cioran la Paris, mânat de ideea că prezența domniei sale la toate spectacolele de teatru românesc care au vizitat Parisul, și nu au fost puține în ultima vreme, și felul în care a stat de vorbă cu artiștii, felul în care s-a bucurat de aceste spectacole, m-au făcut să am curajul de a-i telefona. Am scris repede ce a spus și aș vrea să vă reproduc, pentru că mi se pare minunat și îl caracterizează. Am sunat, a răspuns, i-am spus că aș dori să transmit un mesaj pentru această seară. Și mi-a spus: domnule, eu sunt afară de orice manifestație. Eu nu mă manifest în niciun fel. Natural că o să merg la spectacolele care sunt în afară de istorie. Însă eu v-aș ruga să nu anunțați nimic. Eu sunt în afară de orice. Îmi place teatru. În tot cazul puteți spune ceva. Și poate e mai bine într-un fel. Am fost aproape întotdeauna la teatrele care au avut ceva de spus. Apoi domnul Emil Cioran mi-a pus o întrebare strict politică. M-a întrebat cum mai e pe în România și ce se întâmplă. Evident că n-am putut să-i spun decât părerea mea personală, pe care o cunoaște și dumneavoastră. Mi-a răspuns: probabil poate să fie un eșec catastrofic. Să fie cineva care să apară la suprafață. Ne-am întors la teatru și m-a rugat să spun așa. Și a și zis: spuneți așa. Totul este contrar lui Emil Cioran. Iluziile sunt permise. Sunt bucuros că există totuși ceva în poporul ăsta. Vă sărut din toată inima.